Oggi ci vediamo anche la prova, non anche gli esercizi di matematica. Se ne va dentro la cassa. Adesso che tiene? 5 Așa. Faci acum x împărțit la y, x împărțit la z. Vrei de ce? Plus x. Am înțeles. Deci, mai vrei așa. 3x împărțit la y plus 4x minus 7. Totul de împărțit la 4x, 4... Mi-a spus deja 3x. Am zis așa. Și 4 z minus 7 împărțit la y este egal cu, hai să spunem cu cine să fie egal, cu... Trebuie să spuneți un din încălzare. Zic 5. Și acum relația este următoarea. 3x plus 4z minus 7, care ne-o dea autorul, da, este egal cu așa, egal cu 25. Cât este y? Y egal cu cine? De aici rezultă că 3x plus 4z minus 7 în paranteză, totul de împărțit la y. Asta, deci asta se traduce echivalent cu 3x minus plus 4z minus 7, totul de împărțit la același y, împărțitorul este același, egal cu 5. Am transcris-o într-o relație echivalentă. Pe de altă parte, știu că 3x plus 4z minus 7 este egal cu cât? Știu asta? Cu 25. 25. Ce te face pe tine acum să continui greșițul? Cum îl gândești? 25 împărțit la y egal cu... 25 împărțit la y egal cu 5. Cine este y-ul? 5. Y egal cu 5. Și terminat greșițul. Dacă eram șmecher, dădeam în loc de 3x plus 4z minus 7 egal cu 25, dădeam așa, spun, 3x plus 4z egal cu 32. No. Băi, eram tare de tot dacă făceam așa. Să spun de ce. Că am adunat un 7 la amândoi. Da, eu v-a dat 32. Deci asta de aici o ascundeam sub forma asta de aici. Și pe tine te băgam, te puneam în încurcătură maximă. Bă, da? Am relație de asta. Când tu te uitai acolo, nu, că nu mai aveai pe asta. Nu, no, prima. Prima o aveai. Adică 4z plus 3 egal cu 32. 67 îl scădem de 32, 25. Da, te prindeai tu, da? Fără discuții. Tu spui că nu te-aș fi păcălit, pentru că tu ai fi citit relația, o scrie așa, aveai nevoie de scăzut un 7 și nu tocmai de 32 scăzut 7. 25. 25 și tu puneai în evidență. Dar mai ascundeam un pic. Nu te lăsăm la prima citire să faci greșițul. Aici ți-l-am dat la prima citire pentru că tu ai sesizat. Relația care ți se dă este tocmai asta de sus copiată după ce ai aranjat-o în formă echivalentă. Da? Deci, vezi, autorii ce fac? Ce-ai descoperit tu? Că complică greșiții de la o etapă la alta, tocmai care e noutatea aici. N-am mai dat pur și simplu x împărțit la y și z împărțit la y, ci am dat 3x împărțit la y, 4z minus 7 împărțit la y. Deci am complicat un pic. Da? Dar tu ai sesizat foarte bine, împărțitorul este y,
Nu mă interesează cine e împărțit la fiecare, că eu știu ce am de făcut. Copii, pur și simplu, adun cei de împărțitul la prima și cu cel de la a doua, de împărțitul celei de-a doua relații și atunci te descurca foarte, foarte bine. Bă, nu am ce să-ți mai spun, secretele văd că le știi, le stăpânești. Mergem și vedem o problemă de asta. Haideți să... Câte probleme? Câte probleme de la... Uite, în prima zi parcurge Mario, parcurge trei păr... nu. Parcurge două cincini din... Vreau să fac cu bicicleta o anumită distanță. Prima zi face două cincini din, distanță. Deci, în prima zi, face două cincini din distanța C de la A la B, pe care o are de făcut. În a doua zi, face... Trei pătrini, sau să zic așa, face două treimi din rest. Deci a doua zi, două treimi din rest. Iar a treia zi face 20 km. Care e distanța de distanța de egal cu cine? De la A la B. Deci, pleacă din A și trebuie să ajungă în B. Asta e distanța pe care are el de parcurs. În prima zi face 2,5 din distanță. 2,5. Adică împărțim segmentul în două. În? 5. Și luăm mai două. Deci împărțim în 5 bucăți. Egale, da? 1, 2, 3, 4, 5. Deci în prima zi face cât din acestea? Din aceste 5, câte face? Așa. Și vezi exact să... Deci, în prima zi, face 2,5 din distanță. Ai putea să-mi spui cât reprezintă 2,5. Am înțeles că am împărțit în 5 și acum ce facem? Din cele 5, câte luăm? Câte părți? Două. Că sunt și 2,5. Deci, face 2,5 din toată distanța. Așadar, în prima zi, ăsta două le-a făcut. Da? În prima zi. 2,5. În prima zi. În a doua zi face 2/3 din rest. Luăm 3. Deci, restul care este? Ăsta este, da? Ăsta este restul. Acest rest în cât trebuie să fie împărțit? În 2. Nu, ăsta am spus. 3. În 3. Și este orice baftă ai avut. Este deja împărțit în 3. Și câte luăm pentru a doua zi? Două. Două le luăm pentru a doua zi. Asta e a doua zi, care înseamnă 2/3 din rest. Da. Și ce mai rămâne pentru a treia zi? Ultima este 20 de km. Și ultima distanță, asta care i-a rămas, așa, asta este de 20 km. Care este distanța de la... Am văzut, ai avut baftă. Ai avut baftă cât s-a întâmplat și e lucru minunat. Am un segment mare, este 20, 40, 60, 80, 100. Și gata distanța. Deci, practic, așa a fost de șmechere problema, că ți-a rămas restul ăsta, trei bucăți, și păi am făcut două din ăsta. Deci n-a trebuit să mai împarți restul ăsta în altceva. A fost împărțirea foarte deșteaptă făcută. În concluzie,
Ai spus repede răspunsul corect. Distanța AB, da? Distanța AB egal cu 100 km. Bine, mă, te-ai descurcat foarte tare. Dar acum asta e bat. În prima zi face... Prima zi. Gata, știu ce-mi dați. Prima zi, două cincimi, tot așa, da. Două cincimi din D, din toată distanța. În a doua zi, face... patru șesimi din rest. Cu de mare pot să fie? 4 șesimi din rest. Adică în tot restul se împarte în 6 și se iau 4. Iar în a treia zi, 20 de km. Restul care e egal cu 20 km. Trebuie să fac totul la 11. De ce la 11? Pentru că împart din 5 și de 2. Deci împarți întâi totul în 5, cum a fost acolo, și iei 2. Da? Este perfect aici. Acum, 4 șesimi, adică tot ce a rămas ar trebui să împarți în câte? În 6. În 6. Și să iei din ele câte? 4. Mai fac și eu. Băi, fii atent aici. Facem un alt desen, da? Facem și pentru asta un desen. Eu o să-l fac, parcă mă uit la cel de sus, ca să-mi vine foarte ușor. La aceeași lungime să fac. Una, două, trei, patru și cinci. Uite, asta fac. Și în prima zi iau două cincimi, ca și înainte. Două cincimi. Prima zi, două cincimi. Acum, ce mă rămâne trebuie să împart în 6. Mă așteptă și nu să se aștept, poți să nu te aștept, mai. Aștept. Ce mă rămâne împart în 6. Deci prima zi, două cincimi, ca și înainte. Ce rămâne în 6? În 6. Cum ar fi împărțirea asta deșteaptă, făcută rapid? Împărțim un segment în două, în celălalt tot în două și celălalt tot în două. S-a fost 6, sigur că da. Deci în două, în două și în două. Și s-au făcut cele 6. Și din cele 6 iau 4. Din cele 6, aici mă uit acum, nu mă uit la început. Din rest, iau. Da? Din astea 6, pentru am făcut 6 foarte repede, și iau 4. Nu am două segmente. Adică, ălea două de sus. Că 4 înseamnă ălea două de sus. Păi ce tare! Adică două treimi, 4 șesimi, 4 pe 6, e egal cu două treimi. Este același lucru, mă. Băi, asta pe mine mă fascinează. Formidabil. Practic, două treimi ăsta au fost înmulțit cu 2. Și numărătorul și numitorul. Și fracțiile sunt egale. Deci când înmulțim și numărătorul și numitorul pe același lucru, fracția este ca și la început. Foarte tare asta am descoperit acum. Da, profesor, mi-ați dat odată un segment să-l împar la 10. Deci a fost altceva. Acum a fost chiar ușoară, din nou. Practic a fost aceeași problemă. Dar am modificat-o doar cu atât. Că în loc de 4 șesimi, în loc de 2 treimi de mai înainte, a zis 4 șesimi. Adică ce am făcut eu? Fracția asta 2 pe 3 este același lucru. Ați mulțit 3 cu ei. Nu, cu 2 am mulțit și numărătorul și numărătorul. 6. Da? Și 2 fac 4. Deci o fracție, dacă îi mulțim și numărătorul și numitorul cu același lucru, nu se schimbă. Nu se schimbă. Ne notează tu așa. Orice fracție poate fi modificată. Orice fracție.
Orice fracție. Păi puteți să ne certăm cu oricine, dar cumva cineva nu crede, n-ar decât să-i vadă de concret așa o problemă de asta. Orice fracție se transformă într-una, se transformă într-una echivalentă sau de aceeași valoare, într-una de aceeași valoare, transformă într-o fracție echivalentă, într-o fracție echivalentă, dacă mulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Echivalenți fac semnul același? Nu, spune în cuvinte. Într-o fracție echivalentă, așa, se transformă într-o fracție echivalentă, dacă înmulțim, acum, foarte important, dacă înmulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Dacă înmulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Și ăla de sus și ăla de jos. Și numărătorul și numitorul. Dacă înmulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Același număr. Dacă mulțim și numărătorul și numitorul cu același număr. Cu alte cuvinte, 2 pe 3. 2 pe 3 cu cine este egal, am spus acum? 2 pe 3 egal cu cine? Egal cu 6 cu 4 pe 6. 6. Și egal cu, mai dăm tu un alt model, egal cu? 12 pe 6. 12 pe 6? Nu. 36 pe 16. Păi trebuie să mulțești și numărătorul și numitorul. Ori la asta, ori la asta. Cu același lucru și sus și jos. 24. Cu cât ai mulțit și sus și jos? Cu 2. Cu 2. 4 ori 2? 8. 8 pe cât? 13. Așa, mă. Ca și cum ar fi fost aici înmulțit de la început cu cât? Cu 4. 4 ori 2, 8. 4 ori 3, 12. Alta echivalentă. Cu cine mai poate să fie egală fracția asta? Mă dăm 10. 10, da. Supra. 12. Nu la întâmplă. De ce 14? Când ai zis 10, înseamnă pe 2 ne-ai mulțit cu 5. Apoi cu 5 mulțești și sus și jos. Și sus și jos, cu același număr. 10 pe? 15. Așa, mă. Sau egală cu alta? Egală cu 2. Hai. 12. 12. Pe... 18. Sigur că da, fără să stai pe gână. 12 pe 18. Pentru că spui acum, am mulțit aici cu 6, 6 ori 2, 12. Sau am mulțit pe asta 4 pe 6 cu cât? Cu 3. 3 ori 4, 12. 3 ori 6, 18. Sau am mulțit pe asta în așa care avea cu ce. Deci ori pe asta cu 6, ori pe asta care a fost obținută din ea prin mulțirea cu 2, a mai trebuit un 3 să mulțesc. Mai dăm un exemplu, cu cine mai poate să fie egal? Cu una... 14. Așa, 14 pe... 21. Pe 21, sigur că da. Da? Dă-mi un alt exemplu. 14 pe 21, cu cine poate să fie egală? Cu una mai mică. Înapoi facem acum. 12 și 18. 12 pe 18. Cu 12 pe 18. Adică te-ai întors înapoi, da? Da. Bun. Dar dacă nu știi tu asta, hai să împărțim și numărătorul și numitorul cu un număr. 14 la 5 s-ar împărți. Exact. 4. 14 la 4 nu se împarte exact. Că 4 ori cât se facă 14, nu? Nu, 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 nu. 2. La 2. Sigur că da, la 2.
Dar 21 se împarte? Nu. Atunci, 3. De la fereala 3, dar noi trebuie să împărțim, acum facem înapoi împărțirea. Dar trebuie să vrea și cel de sus și cel de jos pe același număr. E unul propriu, tot așa rămâne. Hai te rog, găsești un alt care se împarte exact și în numărătorul și în micul. La cine se împarte exact același lucru? 14 și la 5 se mai poate împărți, la 2 și la cine? 7! 7! Deci la 7! Adică dacă împărțim pe 14 și la 7, cât este? 2. Și pe 21 la 7? 3. Este chiar de la început. 14 și pe 21 egal cu 2 pe 3. Ai văzut? Deci se poate și înapoi, nu numai mulții, se poate și împărții. E asta mai poate fi împărțită prin ceva, mai găsim noi pe asta să o mai simplificăm, așa să mă facem și mai mică? Nu. 2 pe 3 se cheamă că e fracție, cum se cheamă asta, Davide? 2 pe 3, cum se cheamă fracția asta care nu mai este simplificabilă? Cum se spuneam, ne spuneam într-un fel. Ireductibilă. Ireductibilă, adică nu mai ai ce face. Te uiți până mâine dimineață la ea. N-ai ce face. Da? Deci 2 pe 3, ireductibilă. Ireductibilă. Da, este ireductibilă. Hai să mai dau un exemplu. 10 pe 15. Asta oare cum? Găsești tu pe cineva? Da. Să se împartă și el de sus așa. 5. Prin 5, sigur, așa zice, prin 5 simplificăm și vine cât? 10 împărțit la 5, 2, pe 3. Pe 3. Dar, dar 8 pe 12, mă, 8 pe 12, mai găsești tu cu cineva? Da. Prin cât? 4. Prin 4 pe comun, da? Prin 4. Sau prin 6. Prin 6 nu merge, vrea 12 pe 6, dar nu vrea. Vezi? Mai 4 este deștept. Că 4... Și 2. Mulțumește și pe 8 și pe 12. Și prin 2 ar merge. Dar cel mai mult pe 4. Și vine aici 2 pe 3. E tot fracția la început. Bun. Deci am văzut și dacă mulțim și dacă împărțim, o fracție se transformă în una echivalentă. Deci eu ce-am făcut dacă n-am dat 2 pe 3, că am dat 4 pe 6, și am făcut? Pe cea de înainte am mulțit-o cu 2. Și a obținut una echivalentă. Deci eu ți-a dat o problemă identică cu cea dinainte, de aceea ți-a rămas pentru ultima bucată. 20. Cât a rămas? Ultima bucată 20. 20. Și este aceeași problemă ca și înainte. Și tot să spuneți cât este... Deci dacă nu dădeam 4 pe 6 și dădeam 5 pe 7, ar fi fost... Ia să facem așa, că tot mai provocat acum. Deci, fii atent acum, că tu ai vrut. N-am vrut eu. Păi cum? Ești dacă ai zis nu știu ce. Și eu am făcut dacă am, da? Am făcut. Nu, nu, nu. Ce să-ți fac? Dar la voastră am spus. Nu eu. Bine. Prea ușoară a fost până acum. De acum începe una. Nu, nu. Cum aceea care trebuie să nu bată segmentul 12? Păi vedem acum ce șmecherii ne vine acum în minte. Nu vreau. Uite așa. Deci, Mario are de făcut o anumită distanță. De parcurs o bicicletă au o distanță. De la A la B. De la Măgura. Așa, de la Măgura. Până la Dealul Mare. Până la Dealul Maria? Da. Dealul Mare, nu mai dur. Deci, ai de făcut distanța asta, de la A la B. În prima zi, face 2/5 din drum. În a doua zi, face 5 șeptimi din drum. Iar în a treia zi, restul, 10 km. Egal cu? Băi, tași că nu știu cum să zic eu aici. 10 km. 5. 15. 21. Restul, care e egal. Tu știi ce e greu, ce treabă mă grea mea acum? Nu, nu aveți. 60 km. Care e distanța?
De erau puține. Na, ai vrut-o, ți-am dat-o. Ok. Am zis, dar e ok. Da, da, așa facem. De la A la B, are distanța asta de parcurs. De la A la B. În prima zi, face 2 5, adică ce trebuie să fac? O să împărțim simetru în 5. Așa face. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa ce a fost. Tu? Cu pătrățele. Ai cu pătrățele și... Da, dar e direct. Așa. Faci calculate. Deci, în prima zi, 2 5. Excelent! Perfect! Perfect! Două, cinci. Puteți facem 7. Wow! Nu, 5! 5 din 7, deci trebuie să-l împărțim pe ăsta, restul în 7 și să luăm 5 din ele. Bă, dar nu vine să fac asta. Aha. Se micșorează ele, nu? Dar stricăm împărțirea dinainte. 3. Deci stricăm pe astea 3, trebuie să legăm de 3 asta. Deci noi vrem 5 șeptimi. Hai să vedem 5 șeptimi dacă, cu cât să înmulțim asta, ca să o ducem într-una echivalentă. 5 șeptimi. Dă-mi o variantă echivalentă cu 5 șeptimi. 10. 10 pe? 21. Nu, 10 pe? Cu cât ai mulțit sus? Sigur că da. Cu 2, 2, 2 7, 14. Altă variantă. 3. Dacă mulțești totul cu 3, cât vine? 15. Așa, 15. Pe 21. Păi fii atent, fiindcă noi avem 3. Nu, le împărțim pe toate la 21. Adică toate astea, adică și cum am împărțit-o pe asta în câte? În 7. 7, iar pe asta în 7, iar pe 7. Și am făcut 21 de bucăți. Păi, fantastic, dar asta era ideea. Ca să putem prinde șeptimile acelea, 5 șeptimi, împărțim pe fiecare în 7. Așa. În 7 bucăți, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu prea ne-am împărțit exact, dar hai, că tu cu pătrățele acolo poate ne spui mai bine. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am greșit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici e bine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E bine? Și aici e mai bine. Aici. Ah. Și acum, fix. E perfect. Da. Și noi câte să luăm din acestea? 5. 5. Atenție, nu 5. 15. 15 bucățele, că asta 5 șeptimi, ca și cum ar zice 15 din 21. De-aia am făcut eu șmecheria aceea cu fracțiile echivalente. Bă, ce tare sunt, mă. M-am pregătit, da? Da, i-am făcut. Deci am 7 odată. 7 încă o dată. Nu, nu, că mi-e trebuie 15. 15. 7 și cu 7, 14 și 1. Asta era. Știi cât sunt aici? Nu. Ba da. 15. 15 pe 21. 15 pe 21 care este egal cu 15 pe 7. 5 pe 7 din rest. Foarte tare! Nu! Fii atent ce tare sunt, ce grozavi suntem noi.
Deci până aici era, nu? Da. Aici a fost măsura. Deci acum am luat la ei până aici. Astea sunt. Oare câte au mai rămas aici? Câte mi-au rămas? Câte bucățe au rămas aici? Câte ați luat, mare? 6. Au rămas 6. Deci asta e restul de 6 segmente. Și asta înseamnă 60 de kilometri. Da, și acum... Și acum înseamnă că... Dacă dacă 60 de kilometri, cele 6 bucățele mici... Cât e un segment? Cât e un segment? Un segment micuț de ăsta... E 10. E 10. Ăsta de aici e 10. Da? 10. 10 kilometri. 10! Și cât am eu până aici? 3. Hai să vedem cât era împărțirea care am făcut-o, parcă până aici erau 7. Și aici 7. Iar astea toate fac 60. Un segment micuț e 10. Cât este unul așa întreg? 70. Și cât e? Și 350. Gata? Mai terminat. Deci, dar poate au fost faine de toate. Ai știu ce a fost aici? Câteva sunt împărțit în 3 segmente la 2. 5 șerptini din rest. Fiindcă mi-au rămas 3, mulțesc pe 5 pe 7 cu 3. 15 pe 21. Și atunci, ideea este ca pe una singură să o împart în 7. Și pe fiecare în 7. Și cum mă duc în echivalentul al 5 pe 7, 15 pe 21, luăm în loc de 5 pe 7, 15 pe 21. Și văd câte mă rămân, dar până am merită pe 60, cum trebuie să am merită? Am merită chiar pe o dată. Bă, și nu mai vine cu lecția? Am venit cu lecția învățatoare? Nu, cred. Am învățat-o. Când veneam pe drum la o intersecție, am stat acolo, a fost aglomerat și m-am gândit, băi, ce se facă? Și m-am gândit la problema asta. Tu crezi așa a făcut sau cum a făcut? Că v-ați gândit ce era la muncă. La muncă. Și asta e variantă. Să vezi, eu am făcut repede 15 pe 7, care v-a dat 15 pe 21. Și diferența între 21 și 15 e de 6. Și am zis, băi, și la 60, că știam că rămân 6 la sfârșit. Și de ce am dat să se împarte exact? Puteam să dau orice în alt număr care se împarte exact la 6. Eu vin mie cu joc 60. E că zic, deci fii atent. După ce am făcut în minte repede că 15 pe 7 înseamnă 15 pe 21, am scăzut acum între 21 și 15 și mi-a dat 6. Ăstea 6 erau reprezentat restul de aici. Și eu trebuia să dau un număr care se împarte exact la 6. Puteam să dau și 12 km și 18, orice număr care se împarte exact la 6. 20, nu? Nu se împarte la 6. Dă-mi un alt exemplu de număr care se împarte la 6. 5. 5 se împarte la 6? 2. 2 se împarte la 6? Nu. 6 se împarte la 2, dar 2 trebuie să fie mai mare decât el. Care sunt toate numele care se împarte la 6? Ia ele așa. Exact. Da. Se împarte 6. 6, da. 3, 6. Da. 12. 18. Așa. 24. Corect. 30. Așa. 42. 49. Nu, 49. 48. Da. 6 ori, 48. 48. Da. 54. 60. Deci eu puteam să dau oricare din numerele acestea de expostul de la 6 începând. 6, 12, 18. Dar mi-a venit ușor să dau 60. Că așa mi-a venit, că știu mai bine împărțirea la 60 la 6. Nu? 10. Așa, dragilor, cred că David, Mario a fost foarte mulțumit când a văzut. Și acum să mai fac una. În prima zi, parcurge 2 5-5.